Accident spectaculos de circulație pe drumul național 2 la Cumpărătura. Un șofer în vârstă de 30 de ani din localitatea Bunești, care circula spre Suceava, a intrat într-o depășire neregulamentară la ieșire din localitatea Cumpărătura. Deoarece nu s-a asigurat, s-a trezit în față cu un autoturism ce venea din sens opus. Pentru a evita impactul, șoferul a accelerat și a tras de volan, pierzând însă controlul mașinii. Autoturismul a ieșit de pe carosabil, a intrat în șanțul din partea laterală a drumului, unde a lovit violent o ceată de copac, după care s-a răsturnat de mai multe ori și a plonjat în câmp la 10 metri distanță de locul impactului. Ca prin minune, șoferul nu a suferit leziuni grave. El a fost transportat de către un echipaj SMUR la Spitalul Județean Suceava, unde i s-a acordat primul ajutor medical. Din fericire, șoferul a scăpat cu leziuni minore. A fost testat cu aparatul eterotest, rezultând o valoare negativă și ulterior a fost condus la unitate medicală pentru recoltare de probe biologice de sânge. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală ușoară din culpă, urmând să continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate condițiile în care s-a produs evenimentul rutier.